și ne-am dus la Măguri, am ajuns acolo. Erau toți strânși la un frate acasă și mi-au zis, frate Nicolae, Dumnezeu a lucrat în inima unei femei nepocăite și în așa fel a lucrat Dumnezeu că i-a dat casa pentru toată viața. Cât vom trăi noi, casa asta va rămâne pentru biserică. Și am spus, vedeți, voi v-ați chinuit să strângeți bani, ne strângeam la Căminul Cultural, au primit și anul ăsta Căminul întreg, primarul de la Lugoș i-a dat Căminul și a spus, nicio problemă, puteți liniștiți, funcționa, nimeni nu vă deranjează. Dar problema era a căldurii. Mergeam acolo, stăteam cu fâșul pe mine, strâns, frig, într-o vreme tremuram ca joarda și era rău și am spus, Doamne, zic, mă îmbolnăvesc rău și mi-a spus, mă, Petre, am vorbit cu cel mai bătrân dintre ei în vârstă. Zic, mă, Petre, faceți undeva, că zic, nu mai putem sta așa. Aveți două camere sus, care era tot la cămin, zic, băgați acolo o stufă și acolo ne adunăm. Suntem mai puțini, n-au loc, dar asta este. Până Dumnezeu se va rândui un locaș de închinare. Am întrebat pe surioara aceea, pe femeia aceea și am spus, auzi, care e motivul că vrei să dai casa în numele Domnului? Zic, o dai definitiv sau numai provizoriu? Nicolae, eu sunt bătrână, copiii mei sunt proprietari și unul dintre copiii mei s-a pocăit și au auzit că nu aveți loc de închinare. Și el face parte tot din biserica de aici, de la Măguri. Frate, eu din partea mea acum aș da o definitiv cu acte cu tot. Dar copiii au zis toată viața cât vor trăi, o vor lăsa-o pentru biserică. Și am spus, nouă nu ne trebuie pentru toată viața, pentru că Dumnezeu a rânduit un teren acolo, doar acum miercuri urmează să se facă actele, proiectul și totul să înceapă și în primăvară să înceapă construcția bisericii. Amin. Și zic, ne-ar trebui un locaș unde să ne da liniștit, uitați cheile aici, poftiți cheile și puteți să vă adunați liniștiți. Cine a făcut lucrul acesta? Domnul Iisus. Păi de pocăită. Și am luat un exemplu aseară și am spus, Doamne, oamenii care n-au legământul cu Dumnezeu și sunt ortodoxi și știu să facă un bine și au frică de Dumnezeu. Aleluia. Și au spus, luați-o și bucurați-vă, nu trebuie chirie, nu trebuie nimic, să vă plătiți curentul și să aveți lemne. Teracul, cu tot ce trebuie acolo, aveți totul. Am spus, Doamne, m-am temut că lucrarea asta nu-i de la Domnul. Dar văd, acum pot să-mi dau seama că tu poți de grijă și lucrarea acesteia. De acolo am fost dus la o surioară, la o prietenă, și aș vrea, vă rog, să notați bine și să luați învățătură în dimineața aceasta. Ce înseamnă când te cheamă Dumnezeu să-ți predai viața și nu vrei să-L asculți pe Dumnezeu? Nu știam că suntem verișori. Și m-a spus verișorul meu, primar zice, Uico, te duc de data asta la o altă verișoară pe care tu nu o cunoști. Și ne-am dus la ea în casă. De o lună de zile, ea nu doarme pe pat și în genunchi. Și în coate, doarme, așa stă și ziua și noaptea. Și când am văzut-o, zic, dar ce s-a întâmplat cu tine? Și au zis, fratele meu, acum o lună și ceva, o lună și jumătate, am avut probleme cu rinichii și urinam sânge, mergeam afară. Și medicii au zis că trebuie să mă opereze urgent. Și eu am spus, Doamne, te rog frumos, dacă există Dumnezeu, pune-ți mâna ta sfântă și vindecă-mi rinichii să văd că există Dumnezeu și te voi urma. M-am culcat dimineața, m-am trezit și n-am mai avut nimic. Dumnezeu m-a chemat la mântuire. Și eu m-am mânat și am spus, păi mai trebuie să cerșesc, trebuie să mă duc să mai fac un ban, că doar de asta am plecat din România și am venit în Italia.
Și am spus lui Dumnezeu, Doamne, te rog, mai lasă-mă. Mai lasă-mă o lună să mai câștig ca să pot să plec acasă. Și Dumnezeu a lăsat o lună. Și după o lună de zile, când trebuia să împlinească juruința, a avut un vis din partea Domnului și a zis, n-ai vrut să mă asculți și nu te-ai hotărât atunci și promisiunii pe care ai spus-o, eu mi-am întins mâna peste tine și te-am vindecat. Acum vei sta la toată. Și-a dispărut persoana. Și dimineața când s-a trezit, au, că mor, spatele nu știu. Credea că sunt rinichi. S-a dus la medici, acolo, și medicii au zis, ai două inele deplasate și unul este rupt. Mâine dimineață va trebui să meargă la operație. Și i-a spus, draga mea, ce înțelegi tu prin toată lucrarea asta, prin să numesc pediapsă, nu știu. Mă gândesc că e o încercare. Nu știu, până nu pot să mă exprim. Ce zici despre toate acestea? Ce știi ce zic, Nicolae? Dumnezeu m-a pedepsit că nu m-am hotărât atunci și nu mi-am respectat juruința pe care am făcut-o. Da? Și acum, venind din Occident spre casă, în genunchi am venit pe banchetă. Eu n-am stat pe scaun, nu pot să stau pe scaun pe spate sau să stau așa cum stau, cum stau oamenii. Eu pe genunchi stau, pe genunchi dorm, pe genunchi mănânc. Și am zis lui Dumnezeu în mașină, eram eu și bărbatul meu, că dacă Dumnezeu mi-ajută să ajung cu bine acasă și o fi în viață, am să mă hotărăsc să mă botez și să-L slujesc pe Dumnezeu cu credincioșie. Am deschis Biblia și am spus, fii atent aici. Zic, îți spun un cuvânt care poate te supără. Zic, eu am înțeles de la Nelu că ești verișoară cu mine. Da, Nicolae, zice, tu nu mă cunoști. Zic, nu te cunosc, pentru că tineretul de astăzi eu nu-i prea cunosc. Eu-s verișoară a doua cu tine. Mama ei cu mama mea erau verișoare primare. Și zice, zic, eu poate te supăr, sunt în casa ta pentru prima dată, dar zic, fii atent aici, cuvântul lui Dumnezeu va fi martor în ziua judecății, că îmi vei spune adevărul din inimă. Dar dacă Dumnezeu nu te va vindeca, zice, eu tot voi sluji pe Dumnezeu. Fie că voi sta, tot așa voi rămâne toată viața mea. Sau, indiferent cum voi rămâne, eu vreau legământul cu Dumnezeu și vreau botezul cu Dumnezeu. Ajută-mă. Și atunci am dat exemplu pe fratele nostru Puiuțu. Și el îl cunoaște. Am spus că e ceva neam cu el. Și am spus, uite, zic, eu am fost la botezul unui frate care și acum la ora actuală, zic, are tijie în spate. Și zic, muncește ca romul. Și ca bucătar și stă câte 16, 18, 20 de ore în picioare și îl ține Dumnezeu, zic. Dumnezeu poate și pe dinte face tot la fel. Frații mei, este bine, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu, să ne rugăm unii pentru alții. Și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin! Vrem să ne lăsăm.